Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu, invitată astăzi în studio, Ana Loredana Plădescu, candidată al PSD Brașov pentru Camera Deputaților. Bine ați venit! Mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am găsit! Păi interesant, doamnă, pentru că vedem ce se întâmplă și pe scena politică, dar ce se întâmplă în România în condiții de pandemie. Am avut o discuție interesantă înainte de a începe emisiunea, doamnelor și domnilor, despre învățământul românesc, un domeniu foarte drag mie. Am lucrat la catedră și invitata mea de astăzi, de asemenea, așa că avem un subiect deosebit de interesant. Doamnă, până să abordăm însă subiectul, din nou o zi cu puțin peste 10.000 de infectări la nivel național. În ciuda măsurilor destul de dure luate până acum de actuala guvernare. Acum, că sunt dure, că nu sunt, măsurile se impun. Ce se întâmplă, doamnă? Cine greșește din punctul dumneavoastră de vedere? Ce se întâmplă? Pentru că asta spuneți, deși sunt instituite măsuri, destul de dure ați spus, da? Totuși avem un astfel de nivel. Ca orice măsură care se ia, trebuie să existe de fiecare dată un target de măsurare a acesteia, să se observe ce efecte a produs și dacă produce efecte. Dacă produce doar efecte negative, este clar că măsura nu își are sensul. Ori nu își are sensul, ori insuficientă. Ori este insuficientă. Și aici pot da ca și exemplu închiderea școlilor, unde focarele se situau sub procentul de 1%. Deci 1% era rata de îmbolnăvire de COVID în școli înainte ca acestea să fie închise. Ele sunt închise de ceva timp. Din câte am văzut în cifrele prezentate în ultimele zile, totuși rata de îmbolnăvire în rândul copiilor a crescut. Este clar că școala nu era cauza. Deci tot mediul familial este presupunerea făcută de autorități, probabil. Prin urmare, am luat o măsură care afectează extrem de mult copiii și ai mei și pe ai ascultătorilor noștri, dar totuși nu își regăsește o soluție în rezolvarea crizei COVID în rândul cadrelor didactice și copiilor. În schimb, îi limitează pe aceștia la accesul, în privința accesului la educație. Nu dacă putem faceți, totodată da, nici da vina în permanență pe cetățeni. Cetățenii trebuie să fie, așa cum am observat că guvernul încearcă să o facă, cât și președintele Iohannis. Trebuie să ne gândim de fiecare dată că cetățenii trebuie să reprezintă partenerii autorităților în rezolvarea acestei crize, cu care nu s-a mai întâlnit nimeni, nici cetățenii, nici factorul politic și cu atât mai puțin nici actualul guvern al țării. Păi bun, doamna Plădescu, de acord cu ce spuneți dumneavoastră, atunci ce căutau ieri protestatari în stradă care contestau restricțiile? Probabil pentru că în cazul multora nu le-au văzut utilitatea. Și revin la caz concret, la păi domeniul stradă, Horeca, alții... la domeniul Horeca care era furnizase la momentul închiderii, din ce am văzut o situație statistică, nu știu, un caz, două cazuri erau generate de domeniul Horeca, în schimb, practic l-am omorât. Este un sector cu ghilimele de rigoare, dacă n-am omorât pe nimeni. Un sector cu ghilimele, da. Este un sector profund afectat de măsurile luate anti-COVID, care poate că ar fi fost de înțeles dacă ar fi existat și câteva măsuri de sprijin pentru cei care activează în acest domeniu. Lua măsuri? Vor. Numai că, vedeți, și timpul folosit, timpul verbului folosit este unul ușor greșit. Păi eu încă n-am văzut un pachet de sine stătător ca să pot să folosesc verbul la un alt timp. Tocmai vor lua, pentru că ele sunt închise deja de o săptămână. Patronii, proprietarii de business-uri, Horeca, nu știu ce să facă. Nu știu ce să facă. Să-și țină angajații plătiți din propriul buzunar, dar propriul buzunar cât mai are resurse, pentru că, să nu uităm, au mai fost închiși și în primăvară. Nu există niciun fel de soluții pentru acordarea nici măcar a acelui 75% din salariu mediu brut acordat în primăvară. Doamna Predescu, dacă ați fi factor de decizie, ce ați face mâine?
mâine dimineață, la ora 8. Aș deschide Horeca, școlile. Pentru Horeca. Stai, să le luăm pe rând. Pentru Horeca. Aici era subiectul. Pentru Horeca le-aș acorda niște ajutoare specifice altor țări. Păi. Cum ar fi? Măcar reintroducerea acelei măsuri, așa cum am spus mai devreme, de sprijin privind un șomajul tehnic. Reintroducerea angajaților în șomajul tehnic. Bun, acum dumneavoastră ați spus... Pentru că nu mai există această măsură. Măsuri similare altor țări. Păi alte țări sunt cu veniturile lor, noi suntem cu veniturile noastre. Dar au luat măsuri. Noi nu am luat niciun fel de măsură. Aici poate este diferența. Poate ei au bani, pentru că actualii guvernanți spun că n-au fost păi în casări. Păi noi avem bani, că ne-am... Nu au venituri și asta am constatat și noi, nu? Ne-am împrumutat. Avem o datorie externă de 116 miliarde de euro, deci banii sunt. Am împrumutat cu o dobândă de 3,49%, cea mai mare din Uniunea Europeană, reprezintă undeva la 5-600 din PIB doar dobânda pe împrumuturile luate. Câte business-uri am fi putut ajuta cu acești bani, câte spitale am fi putut deschide, cu siguranță mai multe decât banii, ale doamnă. Vecinilor noștri bulgari, care ei se împrumută cu o dobândă de sub 1%. Dar nu știu cum reușesc ei miracolul acesta. Face actuala guvernare astfel. Nu știu, ei sunt cei mai în măsură financiare. Să dea explicații. De ce credeți? Dacă bulgarii, haideți să le sugerăm. Bănuiesc să procedeze că sunt, precum... Bănuiesc că sunt mânați de bune bulgarii. Intenții, dar undeva, vedeți? Undeva. Rezultatul deciziilor luate de actuala guvernare îl trăim în mod direct noi. În sensul că? În sensul că suntem privați de educație pentru copiii noștri, ca și patroni și antreprenori, suntem privați de a ne desfășura activitatea. Aici vorbesc și în calitate de antreprenor, deci nu pot să fiu decât solidară cu acest domeniu, iarăși cu sănătatea, ne privează de acces la sănătate. În sensul că? În sensul că nu există niciun fel de reglementări clare în privința asistenței medicale din momentul în care un pacient, de orice boală ar suferi el, este depistat cu COVID. Ce se întâmplă cu el? Și am dat mai devreme un exemplu, din păcate venit chiar din propria familie, de un bolnav, da, pacient bolnav de cancer, aflat sub tratament, depistat recent cu COVID și trimis acasă să stea 2 săptămâni în carantină, cu promisiunea că se va reveni peste 2 săptămâni pentru o nouă testare și bun, atât. Trimis acasă de vreun medic din Brașov sau de, nu, sau nu, de nu, unde, este... ca să lămurim lucrurile, pentru nu, că altfel nu, ne trebuie să reclamați. Nu, în Brașov, în București. Bun, a fost trimis, îmi pare rău că aveți un astfel de caz în familie, să fie multă sănătate pentru toată lumea, așa, dar n-aș cerut explicații. Eu dacă aș fi fost într-o situație similară, aș fi cerut explicații. Eu pot să vă dau un contraexemplu, cer scuze că vă întrerup. Da. De asemenea, caz din familie, tata, probleme de sănătate, a necesitat apel la 112, au venit cei de la SMURD, l-au examinat, l-au urcat în autospeciala sanitară, l-au dus la spital, a fost testat COVID, a stat în izolare, a fost tratat și slavă Domnului, a venit acasă. Probabil fiind un caz de asistență de urgență, s-a intervenit direct. Aici unde există protocoale, pentru că acest cuvânt se invocă de fiecare dată. Pe bun, să înțeleg că ați întrebat la clinica respectivă sau la spitalul respectiv, de ce nu continuă tratamentul și vi s-a răspuns că așa e protocolul? Da, vorbim despre protocolul. Despre stat sau despre privat? Vorbim despre privat, dar și la stat se dă aceeași explicație sau există varianta 2 în care bolnavii de cancer depistați pozitiv cu COVID așa. Sunt trimiși în spitale COVID unde nu există secție oncologică. Deci aveți sunt exemple trimiși... concrete în acest sens? Da, că dacă... da. Chiar un caz al unei doamne pe care mi l-a povestit în primăvară a fost trimisă la Cluj pentru tratament oncologic, acolo i s-a făcut testul COVID, a fost depistată pozitiv și trimisă la un spital suport COVID, care nu avea secție de asistență oncologică pentru acești bolnavi. În final? În final a stat în spital. Mai bine, era în perioada în care exista obligativitatea rămânerii în spital până la obținerea acelui test negativ. Da? A stat o perioadă lungă, da, în primăvară, și a fost privată de tratamentul
pentru cancer a dat în judecată și este un proces pe rol acum. S-a simțit nedreptățită. A simțit că i s-a luat dreptul la asistență medicală. După ce în Mocerta și cotizat, mă gândesc la... Da, era o doamnă la... de până în 60 de ani, undeva între 50 și 60 de ani. Dar deci vreau să cred că încă este, nu? Că... Nu era. Este. Așa, da. Să fie sănătoasă. Da. Și deci era o doamnă care clar își făcuse datoria din punct de vedere al cetățeanului onest, serios, care... urma să beneficieze măcar o dată în viață, din păcate, uite, s-a ivit o situație negativă în care chiar a avut nevoie de sistemul la care a cotizat o viață întreagă. Bun, cu ce vine PSD-ul, doamnă? Pentru electorat, acesta este cel mai bun cadru să ne dați soluția. Da? Deci ați descris aceste cazuri, nu este normal, fără doar și poate. Cu ce vine PSD-ul pe programul de guvernare în materie de sănătate? În materie de sănătate, PSD militează în primul rând pentru reconstrucția spitalelor. Chiar discutam mai devreme cu colegul meu, candidat totodată la Camera Deputaților, și împreună și cu Marius Dunca, și ne-am asumat, Marian Rosaliu cu Marius Dunca, da, sunt colegii așa. Mei, da. Și-au asumat și împreună ne-am asumat pentru Brașov un obiectiv. Din păcate, colegul meu chiar a avut parte de această situație nefericită de a fi bolnav de COVID, a stat internat în spital. Da, acum în e bine, Brașov. Chiar am purtat bine, o discuție, da, prin intermediul telefonului, bine. Să fie sănătos, de fapt toată lumea, și, repet. Da, este bine și a făcut și lui însuși și nouă și electoratului o promisiune, aceea de a contribui la ridicarea unui nou spital, pentru că stând în spital a văzut că există medici implicați, bine pregătiți, dar trebuie să existe și cadrul în care aceștia să-și desfășoare activitatea. Doamnă, credeți că la acest moment cei care ne urmăresc vă cred în ceea ce spuneți? Pentru că s-au mai făcut promisiuni pe vreo 8 spitale regionale. Știu că este unul din proiectele nefinalizate, să zic, ale guvernului PSD anterior. Din păcate, nu și-au dus la bun sfârșit mandatul, da, guvernul respectiv. Și de asta n-a făcut spitalele? Nu poate fi o scuză, dar totuși trebuia lăsat până la final și atunci putea fi tras la răspundere. Poate că s-ar fi demarat acele spitale. Guvernul PNL de un an de zile nici măcar nu a luat în calcul și vedem foarte bine cum a gestionat situația acestora, mai ales în această perioadă extrem de dificilă, când uite că trebuia să avem un sistem medical bine pus la punct. Dar nu trebuia să avem un sistem medical bine pus la punct și acum 3 luni, și acum 5 luni, și acum 7 luni, și acum 9 luni, și acum 3 ani. Și vă dau dreptate, corect. Ne-am trezit așa acum, nimic din bun în sănătate, bine că a fost bun până acum. Nu știu, eu vă întreb. Nu este nici vina PSD pentru că nu există spitale. O parte îi aparține, dar nu în totalitate. Și încă o dată, cineva care și asumă, cea din PSD, da, care și asumă o bucățică, da, măcar. Dar sigur că da, și domnul Dâncu aseară la Antena 3 spune același lucru. Bineînțeles că nu s-a făcut totul perfect. Bineînțeles că nu s-a făcut totul perfect, dar asta nu înseamnă că nu urma să se facă sau nu înseamnă că nu vom face. Apropo de domnul ministru Tătaru, pentru că duminică mergeam la Zărnești și l-am auzit la radio cu o declarație legată de tragedia de la Piatra Neamț, în care spunea că în ultimii 30 de ani nu s-au făcut foarte multe lucruri pentru sistemul medical din România și că noi toți suntem de vină pentru asta. Vă spun sincer că m-a revoltat, din păcate n-am putut să îi dau și o replică, da. Dar cred că nici eu și nici dumneavoastră nu ați decis, de exemplu, numirea unui director ca director al spitalului, a unui manager de pompe funebre ca director al unui spital, unde lumea trebuie să trăiască, nu să moară. Da? Deci nu cred că nici dumneavoastră, nici eu nu suntem vinovate pentru asta. Eu care aveam 7 ani la Revoluție, contează. Nu cred că sunt vinovată de ce s-a întâmplat cu sistemul medical în ultimii 30 de ani. Dar managerul Micu de la Piatra Neamț, dacă ați deschis subiectul, vă întreb, cum a aterizat, dacă îmi permiteți, doamnelor și domnilor, astfel de exprimare, pe fotoliul acela de manager de la spitalul de țară? În care era doar de 2 săptămâni.
Doamnă, era ce să cadă acum, că a avut ghinion? Păi cum a aterizat? Cine l-a numit? Secția... Eu l-am numit dumneavoastră. L-ați nici numit? Eu, nici dumneavoastră. Iar secția respectivă fusese mutată de pe un etaj pe altul, tot de către directorul numit de către conducerea PNL. Să nu uităm că a fost în subordinea ministrului sănătății acest spital și a schimbat 8 manageri. Domnul manager actual, din întâmplare, a fost al 8-lea și numit exact în momentul cu 2 săptămâni întâmplare, înainte. Doamne, să fie din întâmplare, fără oare, nu știu, știința vedeți? Domnului Arsene, domnul Arsene total în afara subiectului, doamna Predescu. Și a domnului, și a domnului Tătaru, nu? Știți, dacă e să gândim așa, mai că domnul Arsene o fi mai aproape. Bun. Uite, de exemplu, da, vă rog, să revenim la subiectul, că m-ați întrebat de soluții, de subiectul anterior, da, al este educației. Foarte important, și o să-mi asum pentru că o electoratul, da, pentru asta, da, vă va vota, da, dacă va lua această decizie, nu numai pe dumneavoastră, ci Partidul Social Democrat. Oamenii vor soluții concrete. Sunteți de acord, doamna Predescu? Corect, corect. Și eu la fel. Sunt, mai ales cu toții asta sunt un vrem. Exponent al unei generații care a stat și, cum a zis domnul Tătaru, suntem acea generație de sacrificiu, nu? Am făcut parte sau cam așa a spus. Și tot noi suntem vinovați. Fac parte dintr-o altă generație, generația aceea a tinerilor de 37 de ani, cu familie, cu 2 copii de crescut, cu, mulțumesc frumos, cu care muncește, care are sarcina unor salarii care trebuie să le plătească angajaților și care trăiește în mod direct efectele deciziilor luate de actualul guvern. Apropo de sistemul de învățământ, da, PSD vine cu o soluție clară și concretă, și anume deschiderea școlilor. De ce? Deschiderea școlilor pentru că există un cadru controlat. Școlile sunt un cadru mai controlat decât mediul familial, pentru că, așa cum știm de la, și de la domnul președinte Iohannis a declarat, dacă nu mă înșel, că în cazul școlilor rata de infectare a fost sub 1%. Aceasta era situația în care acestea s-au închis. Ce facem, doamna Predescu? Din contră, cazurile în rândul copiilor au crescut, așa, deși școala este închisă de ceva vreme. Și dacă îmi permiteți, o să citesc o declarație pe care credeam că o cunosc și membrii guvernului, care aparține președintelui, directorului OMS în Europa, care spune așa, că solicită statelor să ia măsuri țintite și proporționate pentru a opri creșterea cazurilor și a mortalității, dar crede că școlile trebuie să rămână închise până la capăt, să nu fie închise decât ca ultim resort. Și am mai spus un lucru, nu există motiv pentru care să putem spune că școlile sunt vector principal de transmitere. Trebuie să menținem școlile deschise până la capăt, pentru că nu ne permitem o generație pierdută din cauza COVID-19. Adevărul este că e foarte important, e foarte importantă școala, indiscutabil. V-am ascultat cu atenție, dar ați văzut că sunt state care au luat decizia de a închide școlile și alte state decizia? Eu știu că marea majoritate a statelor europene au menținut școlile deschise, chiar și cele care au intrat în starea de urgență. Eu credeam că factorii noștri de decizie, domnul prim-ministru a consultat specialiști, inclusiv la nivel mondial și european, ne informăm de la OMS. Păi n-au specialiști aici, doamna, n-au la dumneavoastră în partid doi specialiști. Nu știu dacă i-au consultat în ultima perioadă, pentru că, de exemplu, de ce, am aflat... De ce, după ce s-au scris în PSD, n-a mai vrut nimeni nici Rafila, nici Cercel? Specialiștii PSD-ului nu mai sunt buni, deși sunt cam printre puținii, dacă nu unicii, care și-ar putea exprima o opinie pertinentă în privința acestei situații. Lăsați, doamnă, că mai avem infecționiști, avem epidemiologi, nu, dar mă refer, nu am acum Predescu, la domnul, la domnul doctor Rafila, da, care este reprezentantul nostru la OMS. Și de la OMS credeam că se informează guvernanții noștri, dar din păcate vedem că ratează astfel de declarații sau nu le iau în seamă. Acum, doamna Predescu, deschidem școlile, dar le interzicem copiilor să-și îmbrățișeze bunicii? Sau îi punem să poarte muști în casă? Nu cred că s-a pus această problemă. La școală, dacă mergem, cu siguranță va fi un mediu extrem de controlat. De ce susținem noi deschiderea școlilor? Pentru că susținem deopotrivă testarea masivă a cadrelor didactice și a copiilor. Asta este cu totul și cu totul altceva.
în momentul în care se identifică un focar într-o clasă, să se închidă clasa respectivă, să se închidă două clase dacă este cazul și chiar școala, dar pe segmente, da? Pe cazuri concrete. Nu sacrificăm toți copiii. Am auzit inclusiv la radio zilele trecute părinți care spuneau, domne, la noi, în școala noastră, din 400 de elevi, nu a fost niciun fel de caz de îmbolnăvire de COVID. A fost un singur cadru didactic care a fost izolat, nu s-a s-au luat toate măsurile. În schimb, copiii stăteau acasă. Acest stat acasă al copiilor generează o altă problemă de natură social-economică, pentru că multe firme se trezesc fără angajați. Părinții nu trebuie au, să mulți rămână dintre ei, nici bani să plătească bone, da, nu au nici bunici la dispoziție ca să stea cu copiii și atunci nu au altă soluție decât să stea cu copiii, unul dintre ei, să stea cu copiii acasă. Caz concret, un tătic întâlnit acum două săptămâni în piață la tractorul, care era cu fetița la plimbare, am intrat în vorbă și am aflat că dumnealui își luase concediu să stea cu copilul în locul soției, da, urmând să facă o reală problemă aceasta, succesiv pentru că acest nu poți să lași copilul nesupravegheat, da, sub nicio formă. Și luăm și concediu, luăm o săptămână, luăm două, facem curândul, dar cât să mai luăm? Pentru că, vedeți, nu există niciun fel de predictibilitate a măsurilor. Ba mai mult de atât, toți factorii decizionali ne sperie, chiar și actuala guvernare, dacă nu mă înșel, domnul prim-ministru a spus că s-ar putea ca după 6 decembrie, gata, să avem o stare de urgență cap-coadă, adică completă. Ce părere aveți, doamna Predescu, despre raportările zilnice pe care le primim de la grupul de comunicare strategică? Grupul condus de domnul Manciu, care... Acum, de cine-i condus, de cine nu-i condus? Care a declarat ca și primarul nostru de aici, de la Brașov, că și-a terminat studiile și când colo diploma nu era existentă nicăieri. Păi, având în vedere că a mințit în cazul acestei situații, mai putem avea încredere în raportările respective? Știu, eu vă întreb, pentru că... Și eu mă întreb, că nu particip la elaborarea lor. Nu particip la elaborarea lor și mă întreb dacă s-au luat atâtea măsuri, de ce totuși cazurile cresc. V-am spus, nu putem să dăm vina de fiecare dată pe cetățeni. Eu merg pe stradă și văd că cetățenii respectă aceste reguli impuse. Poartă mască, n-am văzut cetățean fără mască și să știți că dacă, chiar și dacă o persoană întârzie să-și pună masca, este apostrofat de persoana care trece pe lângă. Sau se uită ciudat și atunci îți dai seama că ceva, ceva e în neregulă și... cu tine. Am trăit-o și eu întâmplător. Am uitat pentru câteva secunde să-mi pun masa, am luat geanta, masca și am văzut că cineva se uita ciudat. Așa. Și mi-am dat seama în acel moment că e ceva în neregulă și anume masca. Am luat-o, am pus-o și totul a fost în regulă. Eu merg în continuare pe ca și soluție. De ce toate marile focare sunt în spital? De ce sunt toate focarele generate de spitale, unde ar trebui să fie respectate normele cu strictețe? Avem costume, avem măști, nu știu, dar le poartă cineva, mă gândesc. Poate sunt insuficiente, doamnă. Probabil, dar știu că s-au achiziționat. Toată vara s-a muncit la acest lucru. Așa cum probabil s-au achiziționat și tabletele promise de doamna ministru. Astăzi am încercat, înainte de a veni la dumneavoastră în emisiune, am încercat să aflu dacă tabletele promise de doamna ministru, era chiar într-o emisiune la ProTV sâmbătă dimineața, acum două săptămâni, și și-a asumat livrarea celor ultimelor 80.000 de tablete către elevi. Mai rămăseseră 80.000. Bine, dintr-un total oricum insuficient. N-am reușit să aflu dacă au fost date sau nu. Este o informație ținută sub cheie. Dar pe cine ați pentru trebuit? Că și-a asumase că până la sfârșitul săptămânii trecute totul va fi în regulă. Vor fi livrate. În condițiile în care această situație a învățământului online se desfășoară, știind că unul din trei sate nu au conexiune la internet. Da, este o foarte mare problemă și nu și... există până la urmă acele tablete. Am văzut nenumărate reportaje, nimeni este nu foarte s-a... adevărat, da. Și toți copiii ar trebui să aibă acces, nu unii, dar și alții. Este vorba de accesul echitabil la educație pentru toți copiii. Nimeni nu și-a pus problema cadrelor didactice, care poate că nici ele nu au dispozitive electronice cu ajutorul cărora să-și poată desfășura lecțiile.
43% dintre acestea au parțial sau le lipsesc total dispozitivele electronice pentru a-și desfășura activitatea. Ca să nu mai spun că în zonele rurale există cadre didactice în vârstă, da, care poate că nu au avut ocazia să folosească o platformă online de desfășurare a lecțiilor. Vreți să spuneți că le este dificil, foarte dificil acestor învățători, este foarte profesori, dificil. Mă rog. Da, da. Și chiar am postat la un moment dat pe Facebook, eram într-o seară cu fetița, își făcea temele, trebuiau încărcate pe Edu24, pentru că le realizezi, le pozezi, le încarci în aplicație. Așa. Și ai o altă aplicație pe care desfășori efectiv școala online. Avem și internet, avem și curent, așa, avem și un copil care se preocupă și e destul de isteț cât să umble singur pe laptop. Avem și laptop, că a trebuit să îi cumpărăm laptop copilului, pentru că nu avea... Doamne, da, vedeți? Și avem și un IT-ist la școala fetiței care atunci când sunt probleme intervine. Avem o doamnă învățătoare foarte dedicată. Avem și un părinte în backstage, da, care să spunem că își mai aduce aportul și e interesat de bunul mers al lecției. Eu vreau să cred că nu este unica unitate, da, de învățământ în care se procedează așa cu IT-istul. Așa. Și stând eu și mă uitam, efectiv mă uitam din spate la toată infrastructura, biroul, cu laptopul, cu harta, cu manualele, cu suportul, cu mouse-ul tot, și mă gândeam, ok, zic, și câți copii din România beneficiază de așa ceva. Vedeți? Câtă infrastructură este necesară din partea familiei pentru a se desfășura aceste lecții online. Câți? Suntem total rupți de realitate, să știți, din acest punct de vedere. Pentru că 40% din copiii din mediul rural, conform sondajelor World Vision România, în prima parte a pandemiei nu au avut acces la educație. 40%. În condițiile, da, în care, în condițiile, o situație... în care la începutul anului existau 275.000 de copii care nu mergeau la școală, între 7 și 17 ani. Da, am urmărit și pe pagina de Facebook a PSD situația aceasta și procentele pe care le-ați dat. A trecut foarte repede emisiunea. Timpul, da. Vedeți că sunt foarte multe, sunt multe probleme de, înseamnă. De, da, discutat. De doamnă, o ultimă întrebare. Spuneți, vor veni românii la vot pe 6 decembrie, ce credeți? Sperăm că vor veni, cel puțin electoratul PSD trebuie să vină, pentru că vrând nevrând noi suntem conștienți că o mare parte din cetățenii care ne votează sunt cei care așteaptă în fiecare lună să vină pensia. După 6 decembrie, având în vedere situația economică din ce în ce mai rea, nu se știe dacă mai au garanția acestui lucru. Aole, doamnă, aceasta este o afirmație pe care trebuie să o și probați. Da? Deci este o afirmație care sună cam așa: dacă nu votați PSD, nu mai primiți pensiile după 6 decembrie. Nu, nu, spun aveți că există... probe în sensul acesta, nu, că dacă aveți probe, trebuie să ni le prezentați. Spun, păi, acea datorare de 5% păi, dar din... Păi, asta nu înseamnă tip... că nu se vor mai plăti pensii. Nu, era o supoziție, nu era o certitudine. Așa, era așa. O certitudine. Să vină la vot, pentru că să vină la vot și să voteze PSD, reprezentanții mediului antreprenorial, pentru care ne dorim măsuri concrete în eventualitatea în care PSD va intra la guvernare. Da, sunt două segmente extrem de importante și dacă e să vorbim despre Horeca, acolo poate mai lansați o invitație într-o altă emisiune și putem dezbate și propunerile pe care noi le aducem în fața cetățenilor. Și atunci concluzia o vom trage pe 6 decembrie, dacă li s-au părut pertinente, realizabile și mai ales necesare. Acum, doamnă, dacă ați spus că așteptați să vă adresez o nouă invitație, iată, o fac chiar acum. Vă mulțumesc frumos. Vă aștept și la o ediție viitoare. Mai sunt încă zile de campanie electorală. Vă doresc succes, doamnă, așa cum le spun de altfel, tuturor competitorilor. Suntem aici și vă așteptăm cu idei. Mulțumesc frumos, să revin. Închem aici, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi. Sunt foarte multe probleme, iar când vine vorba despre copii, când vine vorba despre învățământ, cât despre sănătate, nici nu mai discutăm. Așadar, cu invitatea mea de astăzi, ne vom revedea într-una din
zilele următoare. Sunt Amelia Vulcu, doamnelor și domnilor, sugestii, critici pe pagina noastră de Facebook, brasoftv.com, le discutăm, vă răspundem în timp util, suntem aici. Numai bine!